Salutare, salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Da, astăzi mă aflu în interiorul casei mele. Afară e foarte frig, e temperatura scăzută, e cu minus, e norat, a fost cam toată ziua azi. Da, astăzi sper să fie de folos fiecăruia. Astăzi o să vă arăt cum ascut eu un lanț de drujbă, da? Aici am o drujbă micu pădurar 5900. Am achiziționat-o de acum câteva luni urmă, sunt mulțumit de ea. Deci o să ascut lanțul nu cu pila normal, ci cu un dispozitiv luată de la o reprezentanță, adică Uzvarna, reprezentanța Uzvarna din Ploiești. Și o să vă arăt imediat. Am aici pila, muner special de la Uzvarna, pila de 4,8 mm. Da? E un muner special făcut pentru pila. Deci se poate da jos pila, se poate băga înapoi. Da? E foarte folositor pentru toți care folosiți la țară în gospodărie drujbă. Vă recomand acest muner special pentru pila. Da, cum v-am spus, se dă foarte simplu jos. Da, mai am aici încă o pilă lată, această pilă se folosește pentru luatul pintenii de la lanț, doar când e nevoie, nu neapărat la fiecare ascuțire, da? Deci o pilă lată pentru pintenii la lanț. Deci această pilă se poate utiliza tot la același mâner. Foarte simplu. La fel, se introduce și cam așa. Da. Deci e foarte bun mânerul. Noi nu avem nevoie de pilă. Pila cealaltă și o să trecem cu pila de ascuțire lanț. Da. Aici am dispozitivul de ascuțit lanțul de drujbă. Cam așa arată. Da. Deci e simplu, nu e greu, e ușor de ascuțit cu acest dispozitiv. Aici este tăblița pentru pinteni. Deci esență moale, esență tare, adică esență lemn de tei. Lemn de esență moale, adică tot ce e de esență moale. Și aici avem de esență tare. Da. Pintenii ascuțim doar când e nevoie, nu la fiecare ascuțire. Eu nu îi ascult la fiecare ascuțire. Da. Am aici și un marker. O să vă explic imediat ce o să fac cu el. Da. Cu markerul o să marchez primul dinte care voi începe să ascut dintele. O să marchez primul dinte pentru ascuțire. Da, am văzut și eu tutoriale pe internet, pe YouTube, cum să ascute cu acest dispozitiv și m-am gândit să vă arăt și vouă celor care poate ați achiziționat de curând o drujbă sau nu știți să ascuțiți un lanț, da, să strică la tăia de lemn de multe, să strică. Și chiar e folositor acest dispozitiv, chiar se merită, nu e scump, da? Deci e foarte folositor. Deci am pus dispozitivul pe lanț,
cum se vede. Haideți să vă arăt și de aproape cum. Cam așa se vede dispozitivul pe lanț. Da? Eu să încep să las primul dinte care l-am marcat cu markerul. Și de precizat este să dați cum dați pe primul dinte, de câte ori dați pe primul dinte, să dați pe fiecare același număr de ascuțiri, pentru că dacă dați mai multe ascuțiri pe alt dinte, se tocește în timp. De preferat eu dau de 3 ori. De 3 ori pe fiecare dinte. Nu trebuie neapărat mult. Da, hai să începem. Se ascute foarte ușor, nu e greu de ascuțit. Pui dispozitiv pe fiecare dinte și ai unghiul deja format. Da, și am ajuns la ultimul dinte care este marcat cu markerul. Asta înseamnă că am terminat de ascuțit dinții la lamă, la lanț. Deci, cam atâta pe ziua de azi. Sper că v-am fost de folos cu acest dispozitiv.
Îl mai arătat la cameră, să-l vadă fiecare. Deci îl găsiți la Uzvarna, la reprezentantă. Vă duceți acolo și întrebați de dispozitiv pentru ascuțit lanț. Și vă oferă ei de ce aveți nevoie. Dispozitivul pentru drujba care o aveți. Eu am cerut dispoziții pentru de ascuțit lanț. M-au întrebat, mi-am spus că am un micu pădurar, mi-au recomandat acest dispozitiv. Dacă aveți de la Uzvarna, vă dă tot în genul acesta de dispozitiv, dar diferă ca material, culoare sau gen. Deci nu diferă mult ca aspect. Da, e foarte folositor în gospodăria casei, la țară mă refer, pentru toți care locuiți la țară. Da? Dacă v-a fost de folos încă o dată, dacă v-a fost de folos acest episod, acest clip video, sper să vă fie de folos. Pentru voi a fost astăzi Galeș Călin. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac eu, dacă apreciați, dați acolo un like, un share mai departe să vadă și prietenii voștri. O abonare, dacă aveți bună plăcere. Încă o dată vă spun multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul episod.